Salut, eu sunt Miru și astăzi pe bune am de transmis un mesaj. Și poate tu nu le vezi, că toate în jurul tău și nu-ți vine să crezi, de parcă joci un rol pe tine într-un gojii. Nu știu câți dintre voi au văzut faptul că acum câteva zile am avut un story destul de isteric pe Instagram și, nu știu, m-am simțit afectată la auzul unei vești, la auzul unei noi legi, la auzul veștii că efectiv încă câteva generații o să fie cu sufletul smuls și pângărit. Este vorba despre legalizarea legalelor a etnobotanicilor, după cum mult prea bine știți și voi și nici vouă nu vă convine. O să citim mai departe și niște mesaje de la voi. Sinceră să fiu, nu știu cât de lung va fi episodul ăsta, pentru că I really need to tell you some shit. Adică în episodul ăsta o să scot ceva din cutia neagră a vieții mele. Sinceră să fiu, nu dau doi bani pe judecata voastră de apoi. Adică m-am mai făcut taie și nu știu cum sau nu știu cum. Da, pentru că simt nevoia să vă spun chestia asta ca să înțelegeți și vreau să vă spun chestia asta prin puterea exemplului și mai bine decât exemplu personal, nu există așa ceva. Îmi pare rău, mamă, că te uiți la vlogul ăsta gen și o să retrăiești probabil anumite chestii sau, nu știu, pur și simplu să mă vezi discutând despre chestia asta. Nu-mi doresc să plâng, deși, da, chiar nu-mi doresc să plâng și dacă aș plânge oricum n-aș monta chestia asta. Da, am citit de curând, după cum prea bine știți pe net, este legea cu legalizarea etnobotanicelor, nu neapărat legalizarea în shop-uri, ci legalizarea consumului propriu. Ce zici că faci? Aproape am terminat de editat și am auzit că vorbești cu oamenii chestii serioase. Da, vorbesc cu oamenii chestii serioase. Foarte bine. Mulțumesc, Mojo. Don't do shit. Da. Este vorba despre legea legalizării consumului propriu și a deținerii și a posesiei de etnobotanice. Și sinceră să fiu, este foarte, foarte, foarte grav ce se întâmplă în momentul de față, pentru că fac parte din generația de oameni de acum câțiva ani de zile care chiar au căzut în, nu știu, în într-o groapă, gen. Au căzut într-o groapă și mulți au ieșit și alții nu au mai ieșit deloc, pentru că alții nu mai sunt. Și am zis să vă spun experiența mea personală vis-a-vis de chestia asta, pentru că poate înțelegeți de la unul pe viu ca mine, nu știu, încerc de data asta pe bune să profit de faptul că suntem 70.000 de oameni pe YouTube și suntem aproape 50.000 pe Instagram și încerc să fac vlogul ăsta cu un mesaj pentru voi, tinerii din ziua de azi, pentru adolescenți, pentru părinți, pentru bunici, pentru oamenii care există și ar putea să aibă tangență cu așa ceva. Și când am spus părinți și bunici, nu mă refer la faptul că părinții sau bunicii voștri o să fumeze etnobotanice, mă refer la faptul că părinții și bunicii voștri o să se îngrozească în momentul în care o să vă vadă pe voi fumând etnobotanice. Da, totul a început prin anii, nu știu, 2010, să zic, cred 2011, în Pitești, de unde sunt eu, au fost în jur de 17 shop-uri de legale, în care eu am umblat în fiecare dintre ele. Da. Pentru că, na, curiozitate, pentru că nu te gândești pe moment că te prăjești, știi? Termenul ăla de prăjit, da, te prăjești și ție ți-e bine în momentul ăla când fumezi șoricioaica aia ordinară și obosită și problema, știți care, fraților? Costă 10 lei și unor tineri super curioși și super dornici de a experimenta chestii, le e ok să fumeze și să se spargă cu 10 lei, înțelegi, în condițiile în care un jet de verde e 50-60 de lei, știi ce zic? Da. Întrebare e de ce nu s-a legalizat consumul propriu și deținerea minimă a unei cantități de iarbă? De ce? De ce pur și simplu trebuie să ne luăm ochii de la o furăciune politică și să găsim diversiuni cum ar fi mituri pentru căsnicie tradițională, pentru legalizare etnobotanicilor? Vreau să vă rog frumos din toată inima mea să ne trezim puțin și să ne dăm seama ce se întâmplă în jurul nostru
și ce se întâmplă la conducerea acestei țări. Credeți-mă, nu iau nicio parte politică, de-abia știu ce partid există, știu doar că se fură la greu și că sunt foarte multe procese în desfășurare și că pur și simplu se găsesc diferite căcaturi pot să spun, îmi pare rău, poate că o să fie vlogul ăsta și cu limbaj licențios, poate că vlogul ăsta, nu știu, o să fie cu multe, dar în niciun caz nu îl voi pune cu limită de vârstă, pentru că tu care ești acolo și mă urmărești pe mine și ai 13 ani, probabil, te tentează gândul ăla jegos să fumezi o legală și eu nu pot să permit chestia asta pentru că îmi stă pe conștiință. Da. Să revenim la poveste, deci Pitești, 17 shop-uri, am umblat în fiecare, am încercat orice căcat posibil care a fost pe rafturile alea. Da, deși, sinceră să fiu, înainte de chestia asta, am fumat la viața mea niște verde înainte să încerc mizeriile astea. Dar pentru că erau foarte accesibile și foarte, like, right there, înțelegi? Ție ți era foarte ușor, dar dacă sunt legale, nu înseamnă că sunt și bune. Deci, credeți-mă, cunosc atâția oameni care efectiv au murit de supradoză că și-au băgat pe venă sare de baie și cunosc atâția oameni care și-au tras mințile pe nas și cunosc atâția oameni care efectiv am o cunoștință care și-a pus ștreangul de gât în fața blocului la un copac, s-a spânzurat cu cablu de la fierul de călcat, frate. Încerc să vă explic că o să se prăjească încă 5 generații, 10 generații, pentru că chestiile astea nu au durat un an de zile, au durat 5 ani de zile, 6 ani de zile, de unde pornești, de la un căcat de pai și ajungi la o mizerie foarte mare, la o mizerie foarte mare tras la față și tremurând la un geam din ăla, să-ți dea ăla pe 30 de lei un plic de sare de baie sau o mizerie de genul ăsta, ajungi nașpa. Eu am văzut oameni atât de nașpa, chiar și mai nașpa. Și să își amaneteze, putea să o amaneteze și pe măsa pentru un plic de penală din aia. Înțelegi? De șoricioaică. De șoricioaică. Vreau să vă spun că există, că poate nu înțelegeți și nu știți despre ce e vorba sau nu știți ce sunt astea. Sunt pur și simplu niște reziduri vegetale. Deci niște frimituri de gard viu, niște mustațe de porumb, niște morți măsini, nu știu cum să o intitulez chestia aia. O mizerie, niște resturi vegetale care sunt turnate în saci, în cadă, în cadă la ăla ca să dezvinde ție marfă, sunt turnate în cadă și vărsate peste ele o sticlă de cannabinol, înțelegi? De mizerie, de imitație de THC dusă în niște culmi ale chimiei, cât să-ți spargă ție fața 10 minute, înțelegi? Și după alea 10 minute să-ți dorești să fii și mai spart și să vrei să-ți mai iei și să-ți mai iei și să-ți mai iei până ajungi vai de mama ta. Înțelegi? Eu vreau să fac vlogul ăsta pentru că nu mai vreau să văd tineri cum au existat în generația mea și cum am fost eu. Eu fac vlogul ăsta ca să, nu știu, să anunț părinții că există acest pericol și nu vă doresc să fiți un părinte care să aibă acasă un copil care face chestia asta și să te întreb când iese fita din casă pe ușă, să te întrebi unde se duce sau ce face. Înțelegi? Vreau să fie un vlog pentru toți oamenii de la toate vârstele. Să fie un vlog pentru oamenii care doresc să-și ajute un prieten care se află în situația asta și care vrea să fie acolo alături de el și care încearcă să-l scoată dintr-un căcat mai mare decât e, pentru că, frate, crede-mă că plăcerea nu se află în alea 10 minute în care tu îți spargi capul, crede-mă. Ruperea de realitate nu este o soluție. Nu este o soluție. Haideți să nu ne mai ferim. Ok, nu știu, o să existe probabil consecințe după vlogul ăsta. Sincer să fiu, I don't give a fuck. Mesajul meu pentru cei din conducerea acestei țări este fix asta, vreau să vă dau pe toată și cu asta la altă, pentru că meritați și ar trebui să vă fie rușine, pentru că sunteți niște ahtiați după bani, care tot ce doriți să faceți este să faceți bani și să, nu știu, să smulgeți suflete, că asta se întâmplă de fapt, rămâi un om, vai mama ta, pieleșios, fără suflet și care te uiți prin oameni când te întâlnești cu ei pe stradă. Te uiți prin ei și te întrebi de unde pot să mai fac rost de niște ștop. Înțelegi? Sau să-l întrebi dacă are să-ți dea 10 lei, gen. Știi ce zic? Fiecare om din generația mea a experimentat așa ceva. Au existat oameni care s-au dus la închisoare pentru așa ceva. Încă există oameni care se duc la închisoare pentru așa ceva. Și da, probabil se va găsi un piteștean și îmi va comenta mie la ăsta de pe YouTube că, frate, nu mai ții minte când îți spărgeai fața și nu știu ce. Ba da, problema e că țin minte când îmi spărgeam fața și când eram vai de capul meu, probabil pe o bancă în centru,
Înțelegi, așteptând să mă trezesc din căcatul ăla și să mă duc acasă, înțelegi, pentru că aveam o oră de dus acasă pe vremea aia, atât de mică eram când au apărut căcaturile astea și când am căzut într-o tentație de căcat. Da? Deci da, țin minte, nu sunt ipocrită, mereu când am fost ipocrită mi-am asumat chestia asta total. Pentru că, hai să fim serioși frate, în căcat, suntem oameni și toți greșim, înțelegi, și dacă nu-ți place o chestie acum și zici, mamă, că n-aș face asta, că nu știu ce, este, am făcut efectiv sumele la gură, efectiv e posibil să îți placă în ceva timp și să o faci sau să fii curios, să o faci, în fine, nu despre asta este vorba. Este vorba că eu, pe voi, oamenii care mă urmăriți pe mine, să înțelegeți că lucrurile astea sunt niște chestii păcătoase, sunt niște chestii care nu sunt bune absolut deloc, sunt niște chestii care efectiv o să vă bage pe voi și pe cei de lângă voi în niște drumuri care nu sunt faine absolut deloc. Sunt tineri care mor de supradoză pentru faptul că sunt mult prea rupți, frate, sunt mult prea sparți, mult prea drogați, nu suport cuvântul drogat, nu suport, creierul meu nu-l percepe, mai bine spui consumator, înțelegi? Sunt copii care mor pentru că sunt consumatori și nu poți să te duci tu la spital, mor de traspănas pe o legală de asta jegoasă și să-ți facă la o perfuzie, pentru că ăla te întreabă tu ce ai luat, înțelegi, ca să știe ce perfuzie să-ți facă. Și ție ți-e frică să-i spui, pentru că știi că o să cheme poliția și autoritățile și tu ești paranoic, înțelegi. Este efectiv un cerc vicios care nu se oprește și mor copii în spitale și li se încleștează fața pe stradă și se duc acasă cu ochii sparți. Chiulez de la liceu să-și arde și ei un pai în parcul din fața școlii și așa mai departe. Lista poate continua groaznic, este groaznic de lungă. Este super păcătoasă. Eu vă implor să nu puneți gura pe așa ceva. Credeți-mă pe mine. Și aș vrea să fac apel la, Nu știu, e prima oară în viața mea când vreau să influențez cu chestia asta, frate, să influențez înspre bine, înspre o decizie super sănătoasă și chestii de genul ăsta. O să vă citesc și mesaje pe care le-am primit de la voi, le-am citit și sunt foarte triste, foarte triste și revoltătoare, triste și revoltătoare este descrierea perfectă pentru mesajele de la voi. Da, nu e ok ce se întâmplă. Aș vrea să fac apel la toți vlogării și persoanele publice de acolo, nu știu, care se uită la mine sau suntem prieteni sau ceva de genul ăsta. Frate, am făcut un vlog despre chestia asta pentru că eu am făcut chestia asta și unul care a făcut asta e cel mai în măsură să-ți povestească, înțelegi? I want it to be the real shit, nu știu cât o să montez sau ce o să fac la el, dar chiar îmi doresc să fie ajuns disperarea mea la tine. Disperarea de a te opri din a face chestia asta și te rog să nu faci chestia asta. Și vreau să fac apel la toți vlogării să începem, nu știu, o campanie online, o ceva pentru a ne face populația care ne urmărește pe noi să înțeleagă cât de nocive sunt chestiile astea și să îi îndemnăm spre bine, pentru că nu noi stricăm o generație, frate, credeți-ne, generația noastră a fost stricată de foarte multe elemente, printre care și legalele astea ne-au stricat o generație și nu numai una, credeți-mă. Și avem nevoie de o intervenție, să zic așa, la nivelul național. Da, deci am făcut niște story-uri în care am fost foarte isterică și m-am oprit în momentul în care mi-am dat seama că sunt mult prea isterică și că o să încep să plâng pe story și nu e ok, deși tocmai am făcut un vlog de cred că minim 10 minute în care pișc ochii în continuu. Nu-mi stă în fire, dar pur și simplu credeți-mă că pe mine m-a marcat chestia asta. Nu a fost ok, am pierdut prieteni, am pierdut legătură cu prieteni, alții au murit, alții sunt în alte țări făcând alte lucruri mult mai mizere, pentru că, bineînțeles, ăsta este un început de sfârșit. Deși poate chiar sună funny, a, mamă, frate, ți-ai fumat un pai de legală și acum ai ajuns să nu știu ce să cerșești prin Elveția. Chiar se poate ajunge la chestia asta, pentru că nu știi cum te duce viața și nu știi cât de tare ești tu ca om ca să reziști la chestia asta. Înțeles, sunt unii oameni care nu au mai ieșit de aici. Deci sunt extraordinar de multe mesaje, deci sunt doamne sfinte. În sfârșit cineva cu cap care spune cuvântul handicapații naibii și mie mi-a murit un văr din cauza acestor căcaturi.
Deci mesajele sunt de susținere pentru mine, pe instastoriul respectiv, în fine, complimente, bla 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 și mesaje de revoltă. Frate, ești super tare și ai super mare dreptate, sunt niște retardați care interesează doar banul, atât, în rest îi doare în bască. Păcat de țara asta minunată pe care o avem, dar nu știu, deștepții să o conducă, te pup și te respect. Frate, vă mulțumesc, deci chiar vă mulțumesc foarte bine tot ce ai spus până acum. Băi, sincer, nu am căzut pradă legalilor pentru că am avut prieteni mai mari care sunt în ultimul hal din cauza căcaturilor ăstora. Multă muie celor care ne conduc țara și multă dragoste ție, Mirna, că încerci să înveți copiii de bine. Fraților, încerc. Am 16 ani și consider că ceea ce ai spus este perfect adevărat. Am avut un prieten care era pe legale și nu am mai vorbit cu el de 2 ani. Nici nu știu dacă le-a lăsat. Sper că da. Eu te susțin și consider că ce ai de spus pur și simplu ei nu realizează ce fac. Ai mare dreptate. Sper că prin intermediul Instagramului sau a vlogului pe care îl faci o să le deschizi ochii tuturor. Nu e normal ce se întâmplă, dar chiar de asta avem nevoie. De oameni ca tine, cărora le pasă, care se implică și care chiar vor schimba ceva. Dar sper să ai cu cine. Ai o comunitate mare de oameni care te urmăresc și sper să le deschizi ochii trezindu-i la realitate. Și poate în ultimul ceas să ne îndreptăm spre bine. Crezi că ești prima care face asta? Chiar și profesorii fac asta. Deci mie nu mi-a venit să cred când am citit mesajul ăsta, frate, cu și profesorii fac asta. Și sinceră să fiu, și nouă ne spuneau profesorii de chestia asta și de tentația asta nenorocită care exista în vremea aia. Am un prieten care o să se ducă dracu. De 4 ani nu ia bacul din cauza asta. Da, ce vă spuneam. Abandon școlar și toate mizerile. Tot respectul, sunt de aceeași părere, legalizați iarba idioților, te susțin. E cel mai mare căcat posibil. Eu am fumat legală din cauza unor prieteni mai mari care mi-au zis că nu o să se întâmple nimic în afara faptului că nu știu ce am făcut. Am ajuns să mă bârfească lumea că am fost beată și tot felul de căcaturi. Efectiv am căzut în pat 2 zile, nu am putut nici măcar să mă duc până la baie și înapoi. Dacă încercam asta, cădeam pe jos. Nu puteam să mănânc, că dacă mâncam, vomitam tot. A fost cel mai groaznic. Și eu am fost proastă și m-am lăsat influențată de ei. Deci astea sunt mesaje de la voi de pe Instagram, fraților. Credeți-mă că... Nu știu. Te susțin în ceea ce spui tu, ai mare dreptate. Sunt niște hoți ei și trebuie băgați la închisoare. Admir ce faci, respectul meu pentru toți. Vă mulțumesc din suflet. Am 12 ani, dar înțeleg la ce te referi. Te susțin foarte mult și e foarte bine că ai discutat despre asta pentru faptul că tu, fiind un om știut de multă lume, ai putea face o schimbare. Să nu mai fii atât de proștii din jurul nostru, dar dacă crezi că asta e culmea, nu ai văzut programa 9 de a 5-a și a 6-a. Cel puțin la biologie, în a 5-a am învățat ce se învăța în a 8-a și ar fi trebuit, de fapt, să învățăm în a 5-a, am învățat ultime 2 săptămâni pe fugă. Deci, copii de 12 ani care au reacționat la un story despre droguri legale spunând că programa lor școlară este de căcat. Noi nu trăim într-o țară cu tineri proști, să știți, și suntem niște tineri educați de la părinții noștri, pentru că fie ei comuniști sau nu, unii au crescut bine, înțelegeți? Și suntem cu capul pe umeri. Am mesaje despre părinți divorțați, părinți plecați în afară, la muncă, despre oameni... Mi-a scris o fată care avea 23 de ani, am pus-o și pe story, mi-a scris o fată care are 23 de ani și mi-a zis că ea de-abia a ieșit din chestia asta. Și mi-a cam frânt sufletul. Sunt complet de acord cu tine, să se legalizeze iarba în locul la rahaturilor de legale. Mulți tovarăși de mei s-au dus dracu' de la legale. Băi, eu nu fac vlogul ăsta ca să susțin legalizarea ierbii, deși mi-ar plăcea enorm de mult lucrul ăsta, pentru că pentru țara noastră ar fi beneficii din foarte multe puncte de vedere, dar nu despre asta discutăm acum. Deja placa se schimbă pe vlogul meu dacă am subiecte de genul ăsta de discuție și problema e că mă urmăresc foarte mulți copii și de asta am și ținut să fac vlogul ăsta, pentru că copiii sunt tentați și curioși la lucruri nefaste de genul ăsta și... Mi-aș dori să nu se întâmple chestia asta. Hei, te susțin în tot ce zici, cum mama dracului să legalizeze legalele și iarba nu. Hai să fim serioși acum. Câți au murit din cauza legalelor și câți au murit din cauza ierbii? Trăim într-o țară de tot căcatul, dacă au putut să facă așa ceva. Total de acord cu tine ceea ce ai spus. Te susțin și să sperăm că chiar o să se schimbe ceva legat de mizeria asta. Am 23 de ani și te susțin în ceea ce spui. Am prieteni care au văzut rău din cauza ăstora și așa și eu te susțin, de acord cu ceea ce spui și transmiți. Miru, tot respectul pentru ceea ce ai spus pe storiilor despre legale, sunt complet de aceeași părere și eu am fost victima acestor căcaturi. Dar am reușit să ies repede. Oamenii sunt focusați pe chestii superficiale, nu pe ceea ce este de fapt important. Mă rog, mare muie pentru cei ce ne conduc.
statul român a făcut oricum fiecare generație cum a găsit, devenituri mici alocate părinților, legalele în generația ta, schimbări în sistemul de învățământ în generația mea și lista poate continua, dacă stăm să căutăm în istoric. Din cauza lor, ai mei au plecat din țară pentru că nu se mai făcea față cheltuielilor neavând datorii. Altă familie dezbinată, sunt curioasă ce urmează, că deja le-au făcut pe toate. Mi-ați frânt inima cu chestia asta, mi-ați frânt inima pentru că mi-am dat seama că storiurile v-au afectat într-un mod mai serios decât mă așteptam și v-ați deschis sufletul și vă mulțumesc pentru încrederea acordată și că mi-ați scris mie aceste mesaje. V-am citit poveștile, îmi pare rău, este cred că cel mai sensibil, oricum singurul vlog de la mine de pe canal în care plâng, dar și am plâns. Vreau să vă transmit decât un singur lucru. Vreau să fim uniți în chestia asta și vă rog, cei care sunteți influencer, vloggeri și aveți oameni mulți care vă urmăresc, vă rog, fraților, haideți să facem ceva. Am primit mesaje și de la anumiți vloggeri care mi-au văzut story-ul și mă susțin și tot așa consideră că asta cu referendum pentru căsătoria gay și comunitatea LGBT și cu legalizarea astora este efectiv o diversiune politică a furăciunii, haideți să nu mai dăm de gard, da? Te-a pus să deranjezi o comunitate de oameni, da, comunitatea LGBTQ, din care, pe care eu o susțin, să știți, nu mă mai întrebați chestia asta, da, o susțin, am foarte mulți prieteni care sunt în această comunitate, am fost și la Pride și sunt total de acord cu voi, consider că orice om are dreptul la iubire și dragoste, nu contează persoana sau sexul persoanei pe care persoana respectivă o iubește și cu asta mi-am făcut spus și speech-ul de LGBT. Da, consider că este o hoție totală ce se întâmplă și este o nedreptate și vă implor, abonații mei și nu numai, dacă tu, om al internetului, ai ajuns cu ochii la vlogul ăsta, te rog, te implor, dă-i un share, arată-i unui prieten de-al tău care are belea cu șoricioaica asta jegoasă, care văd că din nou și din nou și din nou stârpește populația și fură suflete și strică o generație, două, una, să strice una, ar fi bine, bro. Ar fi bine să strice numai una, dar nu strică numai una, strică vreo 5 minim. Pentru că fumează și ea de 12, și ea de 13, și ea de 14, 15, 16, 17, 18. Înțelegi? Toți fumează, toți fumează, toți sunt curioși și nu toată lumea are bani să... Genă și ea de real deal, înțelegi? Pentru că trăim într-o țară de paranoici, unde dacă fumezi un cui pe stradă, te duci 2 ani suspendare. Înțelegi? Sau dacă ai un G de verde la tine, te duci 2 ani suspendare. Believe me. Da, vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la episodul ăsta. Sper că am reușit să transmit un mesaj și ca vlogul ăsta să aibă impact asupra cât mai multă lume să vadă vlogul ăsta. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție, fraților. Mie nu-mi plac despărțile, așa că vă zic salut și ne vedem data viitoare.